Întrebări la Ilie și Nătălița, da? Voi ați cântat playback sau live? Întreabă Serghei Sergeievici. De multe ori se primește că noi cântăm live, dar când este momentul de dansat, se cântă și playback. Aha, ok. Mai departe, întrebări. Ce e asta TikTok, Sergiu? Întreabă, nu? Azi fi Viece Luce, zice, fără fonogramă vă întreabă dacă puteți cânta fără fonogramă. Sigur, nu e problemă. O să demonstrez aici o acapela, pentru că nu toată lumea problemă. Știe că cei doi cântă și Coco Jumbo de multe ori. Liberă. Nu e problemă. Pot să citesc eu întrebarea asta, că e despre burta ta. Te întreabă Vasile Butușanu, Ilie, ai observat că lui Anatol începe să-i cadă burta? Da. Ai observat sau nu? Că sunteți cu metri. Nu știu cât de des observat, vă vedeți. Am observat. El a observat de asta și ne-a dus Costiță. A zis că, te rog, revin-o înapoi, fii cu mătru cel pe care l-am cunoscut și nu-mi scare reputația, da? Adică, pentru că când mă întâlnesc, toți mă întreabă și faci și burdănosul ăla de cu mătru. Da? Acum nu o să aibă. Da. Acum arată mai bine, nu? Da. Câți copii aveți, vă întreabă Roman. Hai, pe rând așa o luăm, Nătălița. Împreună? Sau fiecare cu lui? Tu, cine? Care-i sa voștri aparte? Eu am doi copii. Am doi o fetiță copii. Și un băiat. Să străiască. Eu am patru copii, trei băieți și o fetiță. Așa. Dacă vă întrebați unde e natalitatea, Republica Moldova, iată natalitatea. Mergem mai departe. Ilie și Natalia, sunteți frați și soră? Nu. Deseori ne întreabă, dar noi considerăm că suntem frate și soră, dar... Pentru că noi am început cu o melodie despre copii cântând, și de asta toți așa și ne întreabă, dar când chiar ne telefonăm unul pe celălalt, ce faci sormea, ce faci frate-miu sau bratan? Mihai Gavrilan te întreabă, unde pot să găsesc și eu așa costiță afumată? La Domnul Geni. Domnul Geni. Un fel de, hai, ți-ai luat taxiul și te-ai dus, dacă îți trebuie, adică Domnul Geni, ce se afla anume acolo? E o fabrică, e o ce? E raionul Florești. Așa? Acolo se ocupă foarte mulți oameni cu... Cu costițele afumate, cu, da? Cu carnea. Așa, carne la Domnul Geni. Da, și anume costița asta afumată o face tot un cumătru de lui Ilie. Toți, te-ai observat, din cumătru în cumătru unde s-ar mânge. Da, eu văd că aici e foarte serioasă legătura, e chiar primejdioasă, Irina, e pe viață. Irina Mirela te întreabă, de ce nu mai colaborezi cu Andrei Stanchevici? Pentru că voi înainte ați fost un duet, înainte de Nătălița. Da, am fost, asta nu e decizia mea, nu a fost decizia mea să ne despărțim, mă rog, el a ales-o. Și deci, asta e. El a plecat din trupa voastră. Stai, da? Cine-i băiatul celălalt simpaticul ăla? Da. Deja Ilie mai des simpaticul celălalt, stați un moment. Deja mai des Ilie cântă cu un băiat Sandu. Și simpaticul celălalt este. Da. Diana încă nu-i spuneți. Băi, nu-i spuneți Diana că e studentă ăla de la voi. Voi faceți la băieți mai tineri, voi înțelegi? Voi faceți cea mai mare greșeală. Simpaticul cel frumos este. Pentru că dacă îi spuneți că voi aveți încă unul tânăr în trupă, frumos, simpatic. Eu dacă o aduc pe Diana acela și închide ochii și îl dau psandoa vostru așa la nas, ea deschide gura, înțelegi? Mai tare, ce-o făcut din costița asta e nimic, ce va face din Sandu. Da, îmi place carnea, serios, da. Carnea, da, da. Tânără. Da. Și Sandu nostru e foarte bravo, e băiat cu soviste și cum scade. Și frumos, da. Și neliniștit. Bună seara din Portugalia, avem mesaje. Hai să vedem întrebările voastre de diaspora. Unde este Tatiana, întreabă lumea. Soția lui Ilie este Tatiana. Unde este Tatiana? Soția mea este alături, în altă odaie. Da, ea e mai des cu mine. Și... Ea ne urmărește. Apropo, Tatiana Maxian, te rog frumos să scrii un comentariu aici pe chatul nostru să te vadă, lumea. Poate e ocupată într-un apel, cine știe. Poate e ocupată femeia, știi? Cu altul. Într-un apel cu Domnul Geniu, cu Costiță. Da, într-un apel cu Costiță. Mergem mai departe, în culise. Hai, întrebări. Eu am observat, el era cu noi la nuntă, restaurantul Moldova, era mai dolofan, avea vreo 110 kg. Eu nu înțeleg de ce vorbiți voi de burta mea. Luminița Flore, Anatol, uite ce întrebare. Ilie, când urmează al cincilea copilaș? Asta numai la moldoveni așa întrebări. Dacă e unul, când îți doi? Dacă când îți doi, când îți trei, știi? Ilie, mulțumește toată țara și fă cât trebuie. Da, mă, vă mai gândiți la unul, doi? Da, și dacă, cu Tatiana? Tu îți dorești, dar Tatiana vrea? Și ea își dorește, dar... Mai vreți copii, mă? Da. Wow. Mai vreau o fetiță. A, dar voi la voi așa ca la troleibus ați spus. Nu, la ei ca la bandă rulantă, știi? Noi am discutat odată cu Tatiana ca între fete și ea mi-a spus că foarte mult își mai dorește o fetiță. Extraordinar. Și dacă e băiat, mă?
Fii sănătos. Mai lucrăm? Așa. Înseamnă că mai facem una. Nu, știi, permanent ce copii mi-am dorit, sincer, Dumnezeu mi-a dat, așa cum mi-am dorit primul băiat, mă rog, mi-a dat băiat. Ah. Am vrut fetiță, mi-a dat fetiță. Iarăși am vrut băiat, de ce nu? Iarăși băiat. Bravo. Planarul Nadia vă întreabă unde faceți hainele, aveți de aceeași culoare, se referă la tine cu soția. Adică, de obicei, voi când vă duceți, voi partișeți dintr-o fabrică. Eu cred că această informație mai bine direct la Tatiana. Soția, da. Dar păi așa se întâmplă, mă. Pentru că eu chiar nu am timp să mă... Ia-ți cunoaște bicepsul, tricepsul. Da, cunoaște totul. Ok, ai ultimele trei întrebări în această seară. Primești lecuiri de la soții, te întreabă. Dacă soția undeva strigă la tine, te cumințești, sau e o soție cu minte, Tatiana ta? Cum se poartă când tu vii... Beat. Nu, așa puțin mai târziu, la 6-7 dimineața. Și beat. Beat, dacă e 6-7 dimineața, clar că-i beat. Beat nu, pentru că el e permanent la volan, așa că n-are... Cum e soția ta? E bună? E cu minte? E bună, dar dacă încalc, să știi că o primesc și eu. Te pedepsește? Da. De obicei, cum te pedepsește? Îți dă din față sau din spate? Eu cred că din față e mai dureros, nu? Nu-mi dai nici din față, nu, nici din spate. A dat la 7 dimineața, din față nu e dureros. A, serios? Da. Împinsul de dimineață e bun, e chiar util. Dar pe tine, Natalița, cum te pedepsești soțul? Dimineața, uite, dacă vii bată la 7 dimineața, de exemplu. Ciufulită, zdrențuită, da. Înglodată. Intri în casă, intri în casă și spui, corporativ, cu dalza! Banii, unde-s banii? Niciodată nu m-a verificat banii și niciodată, nu știu, au fost momente când ne certăm, ca fiecare în familie, toți ceartă. Dar așa mai, nu știu, mai leger, pentru că ar fi o problemă că pot și eu să mă supăr mai tare decât ar fi posibil. Ultima întrebare din această seară. Este pentru Nătălița. Nătălița, cum te dezmiardă soțul? Mi spune Nătălușca. Nătălușca. Nătălușca, pușca, no. Trage cu pușca. Nătălușca, eu scot pușca. Și așa dimineața. Pe tine cum te dezmiardă? Cred că asta mai rar, dar... Rar, pușca. A, rar dimineața, mai rar, mai mult noaptea, nu, da? Nu, Nătălușca, mai rar îmi spune. Dar tu, Ilie, mai rar mă dezmiardă. Da, pe noi ne dezmiardăm puiul. Și pisicul. Puiul. Și Ilie, doamne, Ilie, dar tu ești așa de liniștit, așa vreau și eu așa bărbat. Așa ești de liniștit. Da, eu așa. Unde-i Tania, să mă înțeleg cu ea, să te dea pe o seară la mine. Să-i strebă o microundă, nu un bărbat, că e tot liniștită mai tot timpul, adică așa, care încetșor să încălzește, taman cum îți trebuie. Nu, dar să mă ajute să pun bradul în nisip, în căldare. Da, bă, dacă ai fi pisică, pentru că la pisică de obicei schimb nesăpul, da? Ok, mersi mult, felicitări, aplauzele sunt pentru voi, ați scăpat de diaspora.